răbdarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc, domnul Miloc, vă mulțumesc dumneavoastră, să aveți sărbători binecuvântate de Dumnezeu, suflete frumoase și calde, pentru a primi cu căldura noastră care naște din interior, din inimă, nașterea Mântuitorului Hristos. Fie ca bunul Dumnezeu să ne găsească în anul care urmă, mereu bun, mereu frumos, mereu ascultător, mereu cu zâmbetul pe buze, pentru că acolo unde este zâmbet, acolo este fericire. Și acolo unde este fericire, oricât de greu ne-ar fi, acolo este Dumnezeu. Să aveți sărbători frumoase și binecuvântate cu Dumnezeu. Le mulțumesc, dragilor mei credincioși, coriștii, interpreti, coriștilor, colindătorilor, a fost o onoare pentru mine să mă accepte ca cel mai slab dirijor peste tot pe lângă unde a umblat cu mine.